micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Radiera. Nolic, ți-ai făcut temele? Da. Și ce nu conduce electricitatea? Un electrician? Poate nu voi fi întrebat? Poate că ar trebui să ținem pumnii? E, mi-aș dori să am un talisman care să mă protejeze de nota 2. Ar trebui să înveți. Nu să crezi în miracole. Simca, stai un pic. Eu chiar am un astfel de talisman. E doar o radieră. Nu e una obișnuită. Am luat un 10 cu ea. Tom, Thomas, te rog, dă-mi-o. Pentru o zi. Nu știu. Bine, dar să ai grijă. E grea. Cred că are mult noroc. Unii oameni cred că talismanele aduc noroc și îi protejează împotriva problemelor. Acestea pot fi cele mai obișnuite lucruri: o păpușă, un pandantiv sau chiar un simplu stilou. Unii oameni cred în proprietățile magice ale pietrelor, ale penelor sau ale colților de animale. În antichitate, chiar și un pumn de nisip era numit talisman. Înainte de a porni la drum, călătorii îl puneau în buzunar pentru a fi siguri că ajung acasă. Într-adevăr, poveștile despre puterea magică a obiectelor sună frumos. Dar până acum, oamenii de știință nu au găsit confirmarea vreuneia dintre ele. Așa că să nu uităm! Nu talismanele sunt cele care ajută la rezolvarea problemelor, ci doar inteligența ta! Nolic, ai întârziat! Și de ce ai adus radiera? Deci, acum va răspunde... Pe mine mă va ajuta? Unde? Simca, spune-mi, ce e asta? Este un circuit electric. Așa e. Și cine ne poate spune... Funcționează! De ce arde becul? Vrei un pic? Digit, de ce se aprinde becul? Curentul trece prin fire. Și iluminează bobina becului. E o coincidență. Îmi dai voie? Dați-i drumul, e destul pentru toți. Repetă-ți lecția. Nolic, ce-i cu tine astăzi? A treia oară te întreb. Ce nu conduce electricitatea? Acum, imediat! Așteaptă ca talismanul să-i șoptească. Deci asta este. Și cum? Nici cum! I-ar ajuta pe toți, dar pe mine? Ea chiar îți dă indicii. Din ce e făcută ea? Dintr-o radieră. Din ce e făcută o radieră? Din ce e făcută și roata? Cauciuc? Radierele sau gumele de șters sunt fabricate din cauciuc, iar cauciucurile sunt produse din smoală provenită din copaci crescuți în țările calde. În zilele noastre însă, fabricile produc mai degrabă cauciuc sintetic. Acesta este amestecat cu coloranți și sulf, care ajută cauciucul să se întărească și apoi îl încălzesc. Pleacă răcită este tăiată apoi în bucăți și se obțin radierele. Apropo, primele gume de șters nu erau făcute din cauciuc, ci din pâine. Cauciucul nu conduce electricitatea? Dar bineînțeles! Poți demonstra?
Bine lucrat, Nolik! Ei bine, a ajutat talismanul. A ajutat! Oh, haide! Glumeam și eu. E o simplă radieră. Nu e simplă! Am luat un 10 cu aceasta. Dar mai bine îmi fac singur temele. Ești sigur? Sau poate micuțul Tom are un alt talisman norocos pe aici? Descoperă cum funcționează lumea cu Nolik și Simca. Abonează-te la Fixiki. Fixiki. Capsatorul. Micul Tom ia mingea. Face o mișcare incredibilă. Intră în careu. Portarul vede și țipă de teamă. Șutează și înscrie! Micule Tom, termină cu mingea aceea. Sărbarea ta va începe în 30 de minute și nu vreau să-ți calc pantalonii din nou. Bine, mamă! Încă o dată! Ha? Nu, îmi pare rău. Mama a spus să nu mai lovesc mingea. Dar mama nu a spus să nu mai driblez cu mingea. Hai, micule Tom, hai! Sunt pantalonii mei special de serbare. Oh. Da, cum poți merge acum? Ei, mama ta nu are destul timp să-i coasă. Mi-e teamă și să-i spun despre asta. M-a rugat să nu mă mai joc cu mingea. Hei, știu eu! Uite! Crezi că putem să reparăm gaura din pantalon cu un capsator? Da, nu e o idee bună? Trebuie să încerc. Trebuie? Așa? Stop! De ce? Ce e? Mă mănâncă nasul! Asta e tot! Haide! Ai dreptate, Nolik! Funcționează! Ce bine! Da! Capsatorul este grozav! Știți cumva cum funcționează? Continuă să capsezi și-ți spun! Capsele unui capsator sunt lipite una de cealaltă. Așa poți încărca mai multe capse în el în loc de câte una. Iar arcul împinge capsele înainte. Când apeși pe brațul lui, un dinte de metal împinge prima capsă printr-un spațiu îngust, iar capsa face găuri în hârtie. Apoi capetele ascuțite ale capsei se împing într-o placă, ce face capsa să se îndoaie în spatele hârtiei. Și iată, paginile sunt capsate! Se poate spune că de fapt coase, dar folosim un capsator în loc de ac. Da, și merge mult mai repede. Ha? Ce se petrece? Posibil să nu mai aibă capse? Mai sunt o grămadă de capse, dar una dintre ele a rămas blocată aici. Micule Tom, plecăm în 5 minute. Bine, mamă! Deci, ați scos-o? Nu! De ce nu? Rugăm pe bunicul să ne ajute pentru că e foarte puternic și are un chestănel. Ne putem descurca singuri. Micule Tom, caută ceva cu care putem scoate capsa de acolo. Capsatorul nu e o invenție nouă. Se spune că regele Franței, Ludovic al XV-lea, avea un capsator făcut din aur și pietre prețioase. Din păcate, nu putea ține decât o capsă înăuntru. Capsatoarele moderne sunt mai practice, iar oamenii au creat tot felul de tipuri. Pentru hârtie, pentru lemn și chiar și pentru piele. Da, chirurgii le folosesc deseori în timpul operației. Și mai e și capsatorul pentru tapițarea mobilei. Și fratele lui mai mare, pistolul de cuie, poate fi folosit să îmbine pereții unei clădiri. Iată o invenție aproape la fel de importantă ca și capsatorul, desfăcătorul de capse.
Cu ajutorul lui se pot scoate capsele deja capsate. Ce zici de șurubelnița asta? O să meargă! Uite, șurubelnița asta încape perfect în gaură. Ah, ce bine! Acum împinge capsa aceea și ai grijă la degete când o faci. Sau nu vei termina de cusut? Tidiș! Nu e tidiș încă? Tot nu ți-ai terminat pantalonii. Asta e, sunt gata! Acum putem spune tidiș! Micule Tom, ești gata? Desigur! Ideea cu capsatorul a fost foarte bună! Iar mama micului Tom nu va observa nimic. Ba da, așteaptă până-i spală. Fixiki. Trenul electric. Zoom! Zoom! Deodată, pământul e atacat de o navă de extraterestri. Fiu, fiu, fiu! Dacă vin ajutoarele la timp, vom fi salvați! Haideți, repede, repede! Haideți, jos din tren! Haideți, haideți! Micule Tom, am venit să ne jucăm! Oh, în sfârșit ați ajuns! Am nevoie de niște extraterestri! Despre ce fel de extraterestri vorbești? Extraterestri normali, știți de care? Vin să distrugă pământul și orice e pe el! Dar noi nu vrem să distrugem absolut nimic! De ce nu putem fi... mecanicii trenului, ha? Mecanicii trenului? Nu știți nimic despre cum se conduce trenul? Oh, știm multe lucruri despre trenuri! Oamenii au inventat calea ferată acum mult timp, dar pe vremea aceea șinele erau făcute din lemn. Oamenii au început să le facă din metal tocmai în secolul XVIII. Primele vagoane de tren nu foloseau motoare pentru a se deplasa, în schimb, foloseau cai să le tragă. Mai târziu, caii au fost înlocuiți de motorul cu abur. Ardeau lemne și cărbuni pentru a fierbe apa din boilere, ceea ce făcea aburul care întorcea roțile. Iar fixichii erau acolo să ajute trenurile și să se asigure că toate piesele mergeau bine împreună. Dar nu se mai folosesc motoarele cu abur. Acum, șinele de tren folosesc electricitate. Aceste trenuri electrice circulă pe calea ferată aproape cu viteza avioanelor. Poate că știți despre trenuri, dar tot sunteți extraterestri. Calea ferată e a mea. Deci trebuie să vă jucați cum spun eu. Oamenii au coborât, trenul pleacă din stație. Te pot juca ciu-ciu de unul singur. Și am să o fac. Ciu, 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 ciu. Hei, de ce te-ai oprit? Nici asta nu ajută, nu mai merge deloc. Simca! Nolik! Unde sunteți? V-ați supărat pe mine cumva? Mamă, tata vine acasă curând? Nu, s-a întâmplat ceva? Am fost atacați de extraterestri. Trenul trebuie reparat imediat. Altfel nu vom putea scăpa. Vrei niște ceai? Trebuie să găsesc o soluție. Simca, Nolik, știu că sunteți acolo. Iertați-mă dacă v-am rănit sentimentele. Chiar îmi pare rău. Numai voi puteți salva planeta de extraterestri malefici. În regulă, ne-ai convins să te ajutăm. Ei, ia să verificăm șinele. Nolik, după mine. Sunt mai rapid. Wow, se pare că nu ești așa rapid. Uite, am găsit ruptura. Micule Tom, șinele sunt stricate. Știu deja, și? Știi deja? De asta nu merge trenul. Ca și trenurile adevărate, cele mici merg cu electricitate. Dar nu mai sunt baterii în locomotivă pentru a atrage celelalte vagoane. Motorul primește electricitate de la șine. Fiecare bucată de șină are un cablu în ea.
Dacă șnele se despart, electricitatea nu poate circula și ajunge la tren. Și fără electricitate, motorul trenului nu mai funcționează. Deci, conectează șinele, iar trenul va merge din nou. Aha, una lângă cealaltă. Da! Ura! Trenul merge acum! Foarte bine! Vă jucați cu mine acum? Și cum ne jucăm de data asta? Oricum vreți voi, spuneți-mi! Trenul fuge pe șine condus de mecanicul Nolik. Când deodată coboară din cer o navă spațială! Bună ziua, oameni ai planetei Pământ! Vin de departe, dintr-o altă galaxie! Ai venit să distrugi totul? Nu! Am venit să repar totul! Oh! Fixiki. Busola. Toate mâinile pe punte! Da, da, capitane! Pe cârma mea! Simca, Nolik, ce faceți aici? Nu suntem Simca și Nolik, suntem pirați curajoși! Da, pirați! Iar azi să plecăm pe mare! Ni te alături? Da, sigur! Ura! Adică, nu, fără ura. Oh, da! Nu ni te poți alătura fără un test. Du-te și găsește ceva special. Ceva fără de care un marinar nu poate naviga vreodată. Pot să o fac, dar cum? Cu o hartă? Și e chiar acolo. Ha, nu am mai văzut o hartă așa pricăjită vreodată. Cum adică pricăjită? Ne-a luat jumătate de oră să o facem. De pe locul pe care te afli acum. Aha, adică de aici. A ghicit bine. Întâi te îndrept spre nord și vei găsi... Stai așa, dar unde e nordul? E unde sunt polul nord, gheață și urși polari. Dar cum aflu în ce direcție este polul nord? Cu o busolă, desigur. Busola e o unealtă specială care ajută marinarii și pilotii să afle în ce direcție călătoresc. Fie în aer, fie pe apă. Planeta noastră este ca un magnet mare care are doi poli: polul nord și polul sud. Acești poli magnetici ajută acul din busolă să se miște. Acul este magnetizat, astfel că unul din vârfuri va fi atras spre polul magnetic nord și va arăta spre el, în timp ce celălalt vârf va arăta mereu spre sud. Asta știam, dar nu e nicio busolă aici. Atunci să facem una, de unii singuri. Din ce? Putem folosi un ac, trebuie doar să-l magnetizăm. Și cum se va întoarce acul? Într-o farfurie cu apă. Dar care arată unde? Ei, acolo e fereastra. Deci nu poate fi direcția bună. Nordul e acolo. Îmi place mult de micuțul acesta isteț pe nume Tom. Ai zis cumva că sunt micuț? Nu, doar că așa vorbesc pirații. Bine atunci, s-o luăm spre nord. Întâi te îndrept spre nord până vezi un monstru care doarme. Camarazi, ahoi! Monstrul e la orizont. Lasă-l să o facă singur. Acum du-te la stânga și fă 300 de pași. 300? Exact, i-am numărat eu. Aha, bine, atunci asta înseamnă că fac 1, 2, 3. Acum du-te înainte până ajungi în fața copacului gigantic. Asta numiți voi copac? Wow, uimitor! Nu-mi vine să cred ochilor! E un compas adevărat! I se spune și busolă marină!
Prima busolă a fost inventată acum peste 1000 de ani în China antică. Cu ajutorul ei, chinezii au putut traversa deșertul. Iar 200 de ani mai târziu, busola a apărut în Europa. Dacă europenii au venit cu ideea de unii singuri sau au luat-o de la chinezi, nu se știe. Dar un lucru e cert, noi fixichii ne aducem aminte cum se construiau busolele pe vremuri. Primele busole erau făcute cu ace magnetizate în vârful unei plute într-un castron cu apă. Mai apoi, acul se punea în vârful unui bolț și era lăsat să se rotească. Și a început să arate ca cele folosite astăzi. Pentru că acul unei busole arată mereu nordul, un marinar va putea mereu să-și dea seama în ce direcție trebuie să navigheze. Dacă vrea să o ia spre nord, trebuie să urmărească acul spre nord. Dacă vrea să meargă spre sud, trebuie să meargă în direcția opusă. Tatăl tău a adus-o aseară când a venit acasă. Tu dormeai? Stați puțin! Vreau să verific ceva. Ce anume? Da! Sunt aliniate! Sigur că da! Altfel, cum ai fi ajuns aici? Am terminat cu acul, să-l ducem înapoi. Întâi fă 600 de pași înapoi. 6, mai bine zis. Fixiki. Lupa. Cazul numărul 1. Să începem. Măi să fie, am găsit dovezi importante. Am prendele criminalului, mai exact. Nu va scăpa bazma curată. De ce crezi că se uită la noi în loc să ne alerge? Oh, poate nu ne poate vedea și suntem invizibili. Atunci cum te văd? Simca, Molik, aveți grijă, nu stricați urmele. Ce fel de urme? Ale cui urme sunt? Trebuie să rezolv un caz. Un caz? Ce caz? Cineva a furat o aripă a avionului, dar sunt pe urmele lui. Ia priviți amprenta aceea. Mă uit! Ei, și? Fiecare amprentă este unică. Deci dacă găsești o amprentă, înseamnă că ai mari șanse să afli a cui este. Tare! Se știe de foarte multă vreme că orice om are o amprentă unică. E adevărat? Doi oameni nu au niciodată aceeași amprentă, iar asta ajută poliția să prindă făptașii. Încep prin a găsi amprente la locul faptei. Apoi poliția compară amprentele cu ale suspecților pe care i-au identificat. Dacă se potrivesc, au găsit făptașul. Această metodă se numește dactiloscopie. Pe lângă găsirea făptașilor, amprentele se folosesc și pentru a înlocui cheile. Când apeși cu degetul pe un lacăt electric special, acesta îți recunoaște amprenta, apoi spune, intră te rog. Apropo, spre deosebire de oameni, noi fixichii nu lăsăm amprente. De aceea, nici poliția nu ne poate găsi. Acum să punem câinele să adulmece criminalul. Șoftețica, miroase, prinde-i urma, găsește. Hei, ce este? Șoftețica s-a stricat. Atunci trebuie să reparăm. Cum? Nu e un aspirator? E un câine adevărat! Fixiche știu să repare tot! Ba nu, aproape tot! Primul lucru de făcut este să inspectăm cu atenție. Ia să vedem! Ochii ei par în regulă? Bun! Coada e întreagă! Urechile scurate? Da! Limba e rost și bine! Micule Tom, ridică-o să stea în patru picioare! Nu, labe adică! Aha, șosețica, haide, ești bine! Acum înțeleg! Iată ce e în neregulă! Lăbuța ei dreaptă! Dar nu văd ce e în neregulă! Mă întreb dacă nu e ceva rupt pe dinăuntru! Stai! Poate că s-a înțepat cu ceva foarte mic în lăbuță! Micule Tom, ne trebuie lupa! Poftim! Pentru a examina un lucru mic, ne trebuie lupa. O lupă care mărește e o sticlă specială care este mai groasă la mijloc decât la margini. Redirecționează lumina care trece prin ea. De aceea, dacă pui tipul ăsta de lentilă între ochii tăi și ceva mic, obiectul se va vedea mai mare. Două lentile într-o ramă devin o pereche de ochelari. Iar dacă adaugi un mâner lentilei, aceasta devine o lupă.
aici era o așchie. Cred că e de sticlă. Așa se pare. Ai dreptate. E posibil să fie de la veioza de pe hol. S-a spart ieri și cred că nu au fost măturate toate cioburile. Șosețica, gata! Ești mai bine acum! Se pare că am reparat-o! Diniș, e reparată și funcționează! Mai bine nu o vindecăm! Câine nerecunoscător! Simca, Nolic, ia priviți! Aripa cea pierdută! Da, grozav, doar că tot trebuie să-ți dai seama cine a ascuns-o sub pat. Da, trebuie să verifici amprentele. Amprentele de pe aripă sunt la fel ca pe avion. Dar ale cui sunt? Ai verificat și amprentele tale? Ha, toate amprentele sunt ale mele. Deci se pare că a fost vina mea. Am pierdut-o cumva. Asta înseamnă că tu erai făptașul? Ura! Cazul a fost rezolvat! Iar tu, micule Tom, ești vinovatul! Fixiki. Cubul lui Nolic. Micule Tom, vei întârzia la școală dacă nu te oprești. Școală? Nu-ți face griji. Ha, acum ce mai sparge? Nimic, se pare. Rezolvă cubul Rubik, Nolic. Al cui e cubul? Cubul Rubik e cel mai popular joc de logică din întreaga lume. A fost inventat de profesorul Rubik din Ungaria. Un cub are 6 fețe, iar pe un cub Rubik fiecare dintre aceste fețe are 9 pătrate care sunt de aceeași culoare. Începi prin a amesteca culorile. Pentru a rezolva un cub Rubik, trebuie să rotești piesele și să le învârți în continuu până ce fiecare latură e compusă dintr-o culoare din nou. De pildă roșu sau galben sau albastru. Ha, pare ușor! Hei, micule Tom, de cât timp te joci cu acest cub? De 3 zile tot învârt la el. De 3 zile? Putem rezolva puzzle-ul acela în 5 minute, nu-i așa? A, serios? Ia să vă văd! Mă duc la școală! Ei, ești pregătită să-i arătăm micului Tom ce știm? Eu nu mă bag! Hei, credeam că ai zis că e ușor să rezolvi cubul Rubik. Nu am spus niciodată așa ceva. Problema este numai a ta, lăudărosule. Bine atunci, mă descurc singur. Hei, Nolic, se pare că ai o problemă. Oh, bună, Fire. Sunt bine, încerc să rezolv cubul Rubik. Da? Pot să te ajut cumva? Cum? Știi să-l faci? Sigur că da, cât de greu poate fi? Hai să vezi tu. Încearcă să aduci pătrățelele roșii pe o față. Floare la ureche. Ține-l, te rog. Grozav, te ajut. Wow! Adică așa? Bun. Ce zici de partea asta? Ce? Fata asta trebuie să fie albastră. Bine, s-o reparăm. Uite, cum ai vrut? Ce s-a întâmplat cu fața roșie? Ha? Simca mi-a spus că toate fețele trebuie să aibă o singură culoare. De parcă Simca e capabilă să facă asta. Simca poate face orice. Păi dacă ea poate, atunci eu pot. Fire! Ai stricat cubul! Nu l-am stricat, l-am dezmembrat. Acum să-l reasamblăm. Și nu oricum, ci în felul corect. Puzzle-urile sunt jucării, jocuri sau probleme care te fac să-ți folosești mintea într-un mod isteț și creativ. Să ne gândim la un labirint.
Într-un labirint, provocarea e de a găsi calea de a trece printr-o serie de coridoare întortocheate. Un alt puzzle distractiv este cel clasic. Trebuie să construiești imaginea din niște piese foarte mici. Pentru asta, nu ai nevoie doar de atenție, ci și de răbdare. Sunt tot felul de puzzle-uri și pentru calculator. Un exemplu foarte cunoscut este Tetris. În Tetris îți cad diferite forme pe ecran și trebuie să gândești repede pentru a le alinia și a face rânduri. Rezolvarea puzzle-urilor nu e o activitate grozavă numai pentru oameni, ci și pentru fixichii. Chiar așa? Puzzle-urile sunt exerciții pentru creierele noastre. Uite, e gata! Nolik, grăbește-te! Pentru că micul Tom e în drum spre casă. Salutare, Simca! Ia privește, am reușit! Nu-mi vine să cred! Cum? Oh, a fost floare la ureche! Simca, Nolik, m-am întors! Păi, eu am plecat! Ciao! Hi-hi! Wow! Chiar l-ați rezolvat! Nolik l-a făcut! Nolik, ești grozav! Cum l-ai făcut? Vezi tu, întâi dezmembrezi piesele cubului și apoi le reasamblezi în felul corect. Nu! Ai trișat! Trebuie să întorci cubul, nu să-l dezmembrezi. Am să rezolv cubul, așa cum trebuie. Nu cred că poți! De ce ești așa sigur? Pentru că l-am lipit. Cum așa? Ca să nu-ți mai chinui creierul cu el. Cubul va fi mereu cum trebuie să fie. Dar dacă nu se învârte, nu e un cub Rubik. Păi da! Acum e un cub Nolik, așa-i? Fixiki. Tobele. Acum, hai să o pornim. Bâzâie, auziți? Nu aud! Singurul lucru pe care îl pot auzi sunt bătăile lui Nolik. Nolik, ce faci acolo? Îmi exersez solo-ul. Nolik este bateristul în trupa noastră de rock, nu știați? Mai bine repeți în altă parte, dacă nu te superi. Da, în regulă. Nu pot să lucrez așa. Nolik, oprește-te, te rog. Oh, îmi bubuie capul. Profesor Eugenius, vii în laborator, te rog. E ceva foarte ciudat înăuntru. Cum? Aud niște sunete groaznice. Chiar așa? Cred că este o fantomă din lumea spiritelor. Nu-ți face grijă, Lisa, am să verific ce e. Deci tu făceai zgomot. Cum? Eu doar exersam. Ei bine, ce este? Nu te teme, e doar un aparat care tot zângăne. Știi ce ar trebui să faci? Ar trebui să mergi și să exersezi acasă, prietenul meu. Așa de greu să faci o tobă. Un mod de a construi una e să iei un butoi gol și să înlocuiești fundul cu material din piele sau plastic. Dacă pielea este bine întinsă, sunetul poate deveni foarte tare și puternic. Tobele foarte mari sunt de obicei bătute cu ciocănele de lemn sau pedale, iar tobele mai mici pot fi bătute cu bețe de lemn sau chiar și cu mâinile. Instrumentele care fac sunete dacă sunt scuturate sau bătute sunt numite instrumente de percuție. Există o mulțime de instrumente de percuție, cum ar fi tobele mici de mână, numite bongasuri, shakerele mari cu mânere, numite maracas, cinelele fabricate din metal, acestea fac foarte mult zgomot, și tamburinele, clicheții sau chiar lingurile. Chiar așa, oamenii pot face muzică folosind lingurile drept instrumente de percuție. Micule Tom, crezi că pot exersa la tobe aici? Da! Te rog, am doar niște teme de făcut. Și eu pot să fac asta chiar mai bine decât tine. Și dacă bat așa, ha? Atunci eu bat așa, sau așa. De când eu m-am hotărât că trupușar e tot ce-am vrut să fiu. Niciun lucru mie nu-mi scapă. Muzica e tot ce știu. Eu bat în calorifere și într-o oală eu cânt. Bum, bam, bum! Poate cândva voi primi o tobă, dar o să o am. Bate, 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 bum, bate, bum, bate, bum. Bate, 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 bam, bate, bam, bate, bam. Bate, 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 bum, bate, bum, bate, bum. Bate, 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 bum, bate, bum, bate, bum. Bate, 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 bum, bate, bum.
bate bum. Bate toba! Și mămica și tăticul vor un instrument armonios, însă eu cânt doar la tobă, chiar dacă sunt gălăgios. Eu bat în calorifere și într-o oală eu cânt bum, bam, bum. Poate cândva voi primi o tobă, dar o să o am. Bate, 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 bum, bate, bum, bate, bum. Bate, 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 bam, bate, bam, bate, bam. Bate, 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 bum, bate, bum, bate, bum. Bate, bate, toba, bate, bum. Bate, 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 bum, bate, bum. Bate bum. Micule Tom, să luăm o pauză. Dar nu am terminat. Continuă, Nolic. Bate toba. Poate e distractiv pentru tine. Bate toba. Stop, e de ajuns. Bate toba. Iar acum să o oprim. Ai auzit? S-a oprit băzâitul. Așa e. Hei, toată lumea, e Nolic! Hei, ce faci? Deci, s-a întors fantoma zgomotoasă. Credeam că ești acasă și exersezi. Micul Tom bate tobele acolo, a trebuit să fug. Ei bine, s-a terminat excursia. Iar acum mi-ar face plăcere să vă ascult trupa de rock. Ura! Bate toba! Bate toba!